Mărila, Eugen și Ion locuiesc în Ciula Mare, județul Hunedoara și se bucură să fie împreună pe calea Domnului. Lucrurile nu au stat însă întotdeauna așa. Sora Eugenia a mers ani de zile pe ascuns la biserică și a suferit pentru credința ei în Dumnezeu. În toți acești ani, ea a găsit încurajare în cuvântul lui Dumnezeu și la frații din biserică. Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit specific despre mântuirea soțului ei. Când am ajuns în stație, am văzut o mașină roșie la biserică, la poartă. M-am uitat în sus, în jos, nu era nimeni. Și o voce duce la biserică. Domnul a trimis 5 frați din Hunedoara. La unul i-a vorbit noaptea, duce că am un suflet prin care trebuie să vorbesc prin gura ta. Eu m-am proștenut pe genunchi și am început să plâng. Domnul m-a luat aminte și a venit vorbirea. Pentru prima dată că doream eu să aud o proroșie sau o vorbire în limbi. Până atunci nu am auzit și atunci a venit păstă fratele din Hunedoara. Era un frate mai bătrân. Toată viața mea s-a derulat prin și am trecut 7 ani, printre care m-a spus așa: iar sufletul care te prigonește, într-un toi de noapte îl voi ridica. Într-un toi de noapte l-a ridicat Domnul în iulie. În 13 iulie a fost un an. L-a cerșetat Domnul într-un toi de noapte și așa l-a ridicat și și-a predat viața în mâna Domnului. După 42 de ani. M-am uitat, nu mai rețin, noaptea sau seara, la Alfa și Omega. Fratele militarul era la pridică și am stat în emisiunea tăte. Am ascultat. Când e la sfârșit, dar fraților care m-ați urmărit pe mine acum, cine vrea să se predea în brațul Domnului? Chiar așa a zis. Chiar așa a zis. Și eu zic, eu! Și am făcut. Nu știam nimic de noaptea aia când și-a predat el viața. Dar vedeam schimbare mare în viața lui. Am văzut schimbare mare. Îmi spune odată, zice, dacă e fratele Liviu, pastorul, la biserică, să-i spun să vină până la noi. Și l-am chemat pe fratele. Și el i-a spus că vrea să facă botezul. Cât mai repede, unii este botez mai repede. Și atunci a luat hotărârea. Și când am intrat în casă, fratele lăcrima. Și zice, sora Jenica, după atâta an, Domnul ți-a ascultat rugășul. Și Domnul va lucra cu fratele ei hotărât pentru botez. Eu când am auzit, am pus farfuria pe masă și m-am aruncat pe genunchi. Atunci și ei și-am început să strig la Domnul din toată puterea. Și i-am mulțumit Domnului. Soții Mărila sunt mulțumitori lui Dumnezeu pentru credincioșia lui și se roagă împreună pentru mântuirea întregii familii. Sora Eugenia încurajează și pe alții să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Nici o lacrimă nu-i în zadar și nici o rugăciune. Sunt toate trecute la Domnul, burduful lui, toate le adună și Domnul va lucra. Le spun în continuu să nu vă pierdeți nădejdea, că Domnul va lucra.